Dacă se sau puteți eliminați, ori mă uit eu la stâlp, ori vă uitați voi la el, ori mă pun în fața ecranului și mai vedeți. Și atunci, nu știu, o să mă plimb, o să încerc să fac lucruri de genul ăsta. Eu sunt specialist în branding, nu sunt arhitect sau designer de interior, dar lucrurile care țin de spații și de obiectele din ele țin într-o bună măsură foarte tare și de branding. Și o să vedeți de ce. Câți dintre voi de aici sunteți oameni de comunicare, cu background sau cu experiență de comunicare marketing? Destui. Ok, bun, înseamnă că voi știți ce e branding. Dar pentru cei care nu sunt, că sunt destui, probabil un pic mai mult de jumătate, brandingul nu înseamnă numai lucrurile de suprafață. Asta e foarte important să știți și asta e primul lucru despre care vreau să vă vorbesc foarte, foarte repede. Eu cred că o să vorbesc mai puțin de un sfert de oră astăzi și să, sper să vă uitați mai mult la poze decât la ce e scris pe slide-uri. Pentru că brandul înseamnă asta. Da? Toate conexiunile elementare pe care oamenii le fac cu ceva. Brandul înseamnă numai o sigură sau un nume. Brandul înseamnă numai un add-on lipit de un serviciu sau de un produs. Produsul e parte din brand, prețul e parte din brand, experiența de utilizare e tot parte din brand. Asta e pe de-o parte. Asta e perspectiva celui care consumă brandul într-un fel sau altul, sau care îl utilizează. Dar din perspectiva managerială, brand înseamnă asta. Brand înseamnă un instrument de avantaj, o sursă de avantaj concurențial. Astea sunt două definiții foarte diferite, perspectiva consumatorului de brand, perspectiva managerului de brand. Și e foarte important să le echilibrezi pe amândouă. Și faci asta și atunci când gestionezi, de exemplu, un brand corporativ, un brand de angajator. Că acolo contează că astăzi vorbim despre spațiile de lucru și despre spații în general. Asta contează. N-are cum spațiul să nu influențeze brandul de angajator sau un brand corporativ. Sau un brand de servicii, no less, dacă e prestat într-un spațiu fizic. Iar branding înseamnă asta. Nu înseamnă doar lipirea, din nou, siglei de ambalaj. Branding înseamnă să crești, să gestionezi un brand pentru a crește valoarea în timp. Asta înseamnă, pe termen lung. De branding, dar nu e singur. Dacă dați cu produsul sau cu serviciul vostru în gard, nicio campanie de comunicare nu îl va salva. Ca să aveți un brand puternic, trebuie să aveți un produs sau un serviciu puternic și trebuie să persistați în succes pe termen lung. Cam asta înseamnă brandingul. Da, destul cu teoria, că eu chem o grămadă de studenți și inconștienți care plătesc să vină la cursuri și să le povestesc despre lucrurile astea. Merge? Da, merge. Ăsta e efectul brandingului. Da? Două produse care sunt tehnologic extrem de diferite unul de celălalt, au o legătură între ele care e dată de ceea ce înseamnă brand, care e dată de conexiuni mentale care persistă în conștiința publică. Și am dat în mod voluntar, la începutul și la sfârșitul acestei mini-secțiuni, să zicem, despre ce e brandul și ce e brandingul, exemple din alt domeniu decât spațiile și arhitectura, dar din domeniul auto. De ce e vehiculul din stânga asemănător cu vehiculul din dreapta? De ce? Ziceți. De ce? Că nu are niciun motiv rațional să fie. Nu există motive complet raționale să fie. De ce vehiculul din stânga seamănă cu cel din dreapta? Nu sunteți toți de 20 de ani, mai sunt mai spre 40, așa ca mine. Da? Poate mai știți vehiculul din dreapta, unii dintre voi. Ziceți, de ce? Și ăsta e un exemplu mai puțin cunoscut, dar sunt cele care circulă mai des în România, sunt exemple de la Fiat și de la Mini. Da? Și au făcut același lucru. De ce? Bună observație, dar nu. Pentru că toți avem în cap ceea ce se cheamă nostalgie. Și pentru că obiectul din stânga ne ajută să retrăim trecutul și asta ne place foarte mult, foarte mult ora. Și nu e o chestie strict de cai putere, de siguranță rutieră, de bani, de confort. Deși obiectele tale sunt din nou foarte, foarte diferite. Nu știu dacă ați condus vreodată o mașinărie ca cea din dreapta. Dar poate ne întrebam, am condus de aceea 1300 de ani fără servo, direcție, fără servo, frână, fără servo, nimic. Și atunci cam de acolo e experiența de utilizare. Bun, acum despre spațiile de lucru. O să vedeți că nu să vă spun despre, nu știu, chestiuni de natură estetică sau nu să intru în detalii, pentru că nu sunt specialist până la urmă în arhitectură și în design interior. Dar o să vă spun cum văd lucrurile din perspectiva specialistului de branding. Spațiile de lucru înseamnă surpriză, nu doar interiorul. Tot începe de la exterior.
că te naști în spațiu de lucru, intri în el, de afară. Și exteriorul contează. Toate lucrurile de aici, vă regim ce e pe slide-uri și sigur puteți obține, dacă vreți, prezentarea de la, de la organizator, dar prima impresie să faci de afară. Și lucrurile alea contează. Contează unde e spațiul de lucru, cât de mare e și cât de natural versus artificial poate să fie un, un spațiu de lucru la exterior. Și asta contează pentru că deja din exterior spațiul de lucru stabilește un raport cu tine. E, te tratează de la egal la egal, să uite de sus la tine cum spui pe scenă, sau e umil. Da? Și tu te uiți, te uiți tu de sus la el. După aceea, în interior, din punctul meu de vedere, e foarte important cum e împărțit spațiul ca, din nou, pentru primit, cum e împărțit spațiul și care sunt granițele care le împart, cât de ușor se trece dintr-o parte în alta. Treci printr-o ușă de aia impozantă de 6 metri, care are planța la 2 metri. Da? Sau mai ușă, ai pur și simplu un separator foarte mic, foarte, cum să spun, diafan, care separă doar formal două spații, să spun așa. Ferestrele tot așa, se separă tot pereții, dușmelele, podele, totul contează. Surprinzător. În primul, totul contează. Nu o să vă, nu o să faceți niciodată o impresie bună și nu o să, ce o să generați disonanță cognitivă dacă vă luați un obiect de mobilier foarte rafinat, nu zic scump, foarte rafinat și îl puneți pe o machetă de 2 lei. Da? Cine știe, o să, da, cine e cunoscător și reușește să aprecieze obiectul ăla, o să vadă și mocheta de 2 lei, da? Și o să-și facă o impresie corespunzătoare despre voi. Și obiectele contează. Și lucrurile la care ne uităm sunt cele pe care le vedeți aici. Obiectele au tot felul de scopuri, da? Inclusiv cel bun decorativ, dar foarte multe subtilitare. Poți să faci, poți să ții obiecte pentru memorie, pur și simplu. Într-un spațiu și asta contează, nu arunci, nu-i așa, un cursuleț pentru că te-ai jucat pe un copilărie și ajungi director general și se pui pe birou, pentru că cu familia. Și asta spune ceva despre, despre tine și despre ce fel de persoană sau ce fel de organizație crește și muncește acolo. Toate aspectele de aici, din nou, contează. Ce mai important este să vă dați seama dacă faceți lucrurile astea în mod echilibrat sau nu le faceți. Dacă le ignorați complet pe unele și vă ocupați numai de celelalte. Și contează din nou, indiferent de, știu eu, hai să spun, afluența organizației. Da. Puteți să fiți o organizație cu foarte multe resurse sau o organizație cu foarte puține resurse. În ambele cazuri, grija și atenția se văd. Indiferent de câți bani aveți sau nu aveți pentru amenajarea spațiului. Da? Și puteți face lucruri foarte bune și într-un caz și celălalt. Și asta nu uitați. Da? Eu sunt specialist de branding de 15 ani, dar sunt medic de formație. Da? Nihil humani ame alien putor. Da? Nimic din ceea ce venesc nu e străin. Și atunci, degeaba vă luați niște lucruri fancy în birou, de orice fel, da? Dacă omul răcește în gheață, moare de frig, moare de cald, tușește din cauza aerului super uscat. Da? O să vedea cu frumusețea aia de fotoliu în cap, dacă îngheață, dacă nu își poate vedea de treabă. Atâta vreme cât nu ai nevoile de jos bine acoperite de piramida lui Maslow, cele de sus, care și ele importante pentru foarte mulți dintre noi astăzi, nu mai contează, dispar din cap. Nu uitați lucrul ăsta. Nu uitați lucrul ăsta, da? Bun. Despre spații și branding, legătura dintre ele. Cu toți traducem lucrurile din interiorul unui spațiu sau din exteriorul lui în lucrurile pe care le vedeți. Trăsături de personalitate sau caracteristici de cultură organizațională. Fie că vreți, fie că nu vreți. Și ceea ce vreau eu să vă povestesc despre prezentarea de astăzi este așa. Luați, nu știu, dacă vreți, jucați-vă cu ce să vedeți în, în slide-urile următoare în materie de cultură și trăsături de personalitate. Încercați să faceți să vedeți dacă oamenii asociază termenii pe care o să-i vedeți în continuare cu obiecte sau cu elemente caracteristice pentru diverse spații. Și o să vedeți că o fac. Da? Și atunci o să vă dați seama că vreți sau nu vreți, vă dați seama sau nu, vă ocupați de chestia asta sau nu. Tot ceea ce se cheamă spațiu influențează. Influențează cultura organizațională, influențează personalitatea percepută a unui spațiu sau a unei organizații. Da? Din nou, indiferent ce alegeți să faceți sau de resursele pe care le aveți la dispoziție. Știți cu toții, dar cred că simularea asta, da? Asta e un rendering,
vis-a-vis de exterior, că vreau să vă arăt trei imagini foarte diferite, trei exterioare foarte diferite. Ăsta este un viitor stereotipon, că nu e gata din câte știu eu, și arată așa. E greu să puneți degetul pe imaginea să-mi spuneți, uite, aici e biroul șefului. Este în biroul șefului, poate fi oriunde șef, poate să stea pe iarnă în mijloc și să mediteze. Și e foarte circular și deschis. Dar în foarte mare contrast cu asta, bine, și în renderingul ăsta, o grămadă de copaci, nu-i așa, e de un jur, la un pic de propagandă. Asta e altceva. Asta e alt tip de clădire. S-ar putea, unii dintre voi să știți ce e clădirea asta, o știți cu toții, dar unii s-ar putea să nu o recunoaște pentru că nu e o perspectivă obișnuită de jos în sus. Și dacă vrei să te uiți la ea, trebuie să îndoiți spatele foarte tare. Asta este, știe cineva? Empire State, da? Vreau să de jos, e scenă înaltă, trebuie să fie greu să o pozezi până sus undeva. Iar asta, bonus puternic pentru cine știe ce e asta, e o clădire cu foarte mare încărcătură simbolică și nu pozitivă, din păcate. Clădirea asta este Moscova și este Lubianca. Da? Un loc unde s-au întâmplat foarte multe lucruri atroce. Da? Pe clădirea asta trebuie să scrie Hipsunt Leones. Da? Nu o să scrie niciodată. Și arată lucruri prin felul ei, dar clădirea asta e descurajant. Are un aspect descurajant și închis. Bun, vă spuneam. Luați lucruri de genul ăsta, tot ceea ce vedeți în prezentarea este e public knowledge. Nu e nimic proprietary, nu e nimic secret, public și cunoscut și folosit de foarte multă vreme. Astea sunt, de exemplu, trăsături de personalitate pentru un brand. Luați cuvintele astea, puneți-le pe listă, încercați să vedeți dacă oamenii le asociază spontan cu elemente de design interior, de arhitectură, de amenajare de spații și biologie și să vedeți că se întâmplă lucrul ăsta. Asta se întâmplă. Fără să le spuneți că sunt destul de personalitate, de brand sau orice altceva, da? Că sunt multe astfel de scale, ce vedeți aici, colecțiile de termene pe care o să-i vedeți și care nu sunt importanțe ține, sunt scale de personalitate de brand. Ăsta e un exemplu pe care îl știți cu toții, că aș fi fost menționat mai înainte. Am avut ocazia să și colaborez cu oamenii care au făcut seria cei de la Canons in Evolution din Elveția. Ăsta e un tip de spațiu care se leagă de un termen de aici. Și nu e greu să vă dați seama de care dintre termeni sau de care dintre termeni se leagă. Altă scală de personalitate, alți termeni, alte cuvinte, da? Care descriu personalitățile corporative de data asta. Alt spațiu, pe care iarăși îl recunoașteți, nu știu dacă l-ați vizitat, dar măcar din filme. Ăsta este biroul pătrat la Cova, de la casa Albă. Altă scară. Să echilibrăm englezii cu un francez, așa corect. Ăsta este o spațiu real de data asta, nu e un rendering. E un birou eBay din Turcia. Da? Și înseamnă, și să găsiți cu siguranță un echivalent pe aici. Trebuie să faceți joaca asta cu orice fel de spațiu. Încercați cu propriul vostru spațiu și vedeți, un spațiu mai mare, mai mic. Încercați să se întâmplă, se leagă. Oamenii leagă spațiile, leagă obiectele. Trebuie să faceți testul ăsta cu obiecte de mobilier de orice fel, cu corpul de iluminat. Și o să vedeți că funcționează în felul ăsta. Acum, vis-a-vis de cultură. Și cultura organizațională e o întreagă teorie. Nu teoria contează din fericire pentru prezentarea asta, ci contează că puteți lega lucruri și se leagă întotdeauna subconștient în mintea oricărea între noi elemente de spațialitate și de obiecte de bucăți din modele care descriu culturile organizaționale. Și ăsta e un model, și ăsta e un exemplu, s-ar putea să-l știți, e ficțional, da? E din Game of Thrones, da? Și spațiul este, poza asta spune ceva vis-a-vis de distanța față de putere, da? Și de ce înseamnă putere. E nou, e ficțional, dar de foarte multe ori sunt lucruri din astea și în realitate. Alt model de cultură organizațională, al lui Shine, care vorbește de artefacte, de valori și reguli nescrise, prezumții care sunt mai adânc îngropate decât valorile în mințile oamenilor. Și asta spune altceva. Asta e o poză de la o mare firmă de avocatură, foarte, foarte mare. Este firmă de avocatură cu mii de angajați, 10, 20, 30. Și asta spune ceva de cred că nu de valori, deși poate spune și de valori, ci de regulile nescrise, da? Poți fi înlocuit foarte ușor. Ești doar un șurubel mic, într-un mecanism foarte mare și ești completely expandable. Whether you like it or not, whether you are educated or not, ești completely expandable. Da? Alt model, iarăși nu contează care, că am ales trei la întâmplare, sunt foarte multe modele de cultură organizațională. Cultură centrată pe putere, rol, sarcină sau persoană. Persoana ultima înseamnă că fiecare se crede mai șmecher decât organizația, poate vă sună familiar, da? Se crede mai tare decât această organizație.
Și este un exemplu care mi-e place foarte tare de la o companie pe care respect foarte tare, se cheamă IDEO. Și compania aia face aproape că face idei, pot să spun. Și spune, vorbește foarte mult spațiul ăsta despre ceva, despre un anumit tip de, despre un anumit component din modelul ăsta lui Handy. În final, că surpriză, am ajuns la final, tot poze și am ajuns la final. Cel mai important din punct de vedere, hai să spun strategic pentru specialistul de branding, este să ne punem întrebările pe care le vedeți aici. Spațiul și obiectele trebuie să existe cu un scop și cel mai important scop este să ne ajute să muncim, să învățăm, să comunicăm și să cooperăm mai bine. Foarte, foarte clar, când e vorba de spații de muncă. Așa fac spațiile de lucru, de muncă, un branding bun. Da? Nu neapărat printr-un singur obiect care e super drăguț și ți-a ok, ci printr-o grămadă de lucruri care se combină între ele și îmi permit să facem lucrurile de aici. De aia e spațiul de muncă și e spațiul de relaxare. Și spațiile astea de muncă trebuie să funcționeze, spațiul și obiectele să funcționeze bine și pentru indivizi și pentru grupuri. Trebuie să muncești la serviciu, surpriză, și singur și împreună. Și e bine să le echilibrezi pe amândouă, pentru că dacă ești prea colectivist sau prea individualist, iarăși o chestie de dezechilibru. Nu e bine, spațiul ăla nu funcționează ok. Asta e finalul. Așa trebuie să vă simțiți la birou și trebuie să începeți ziua bine, așa cum a început o celălalt să vă plajă. Întrebări, eu să, dacă aveți, vă rog, dacă e cazul, nu știu, organizatorii, dacă acum e cazul sau mai târziu, pentru că eu va trebui să plec. Întrebări, să vă rog să întâlniți. Spune-ne, de ce se simte bine ce personal? De ce? Pentru că face ceva ce-i place. Eu sper că oricare dintre voi să ajungeți, dacă nu sunteți deja în stadiul ăla, să faceți ce vă place. Să nu simțiți că mergeți la lucru. Da? Și că mergeți la lucru, să nu simțiți că mergeți la birou. Și că mergeți într-un spațiu în care vă simțiți bine, nu ca acasă, nu trebuie să simțiți ca acasă, să simțiți bine și acolo, da? Sper că despre mine voi fac asta. Bine. Vreau să te întreb, spațiul ăsta de lucru care trebuie să țină foarte oameni care lucrați în organizație, voi ca și specialiști de branding, cum faceți? Cum vă întâlniți și cu management, pur și cu oamenii și ascultați ce spun ei și cum își doresc și ideile lor, ține cont cineva de ele? Păi, depinde de cultura națională. Sunt culturi în care șefii țin cont. Sau decidenții, să zicem, neapărat șefii, țin cont. În altele nu, dar meseria noastră și colegii din comunicare știu chestia asta, este ca uneori să spunem lucrurile pe care le aflăm de la stakeholderii, de la interlocutorii unui brand, și atât, noi suntem decidenți pentru clienții noștri, ei decid. Îi pot să ne asculte sau nu. Și unor ne ascultă, altor nu. Lucrează cu noi mai de aproape, adări, doar acceptă ce spunem formal și merg mai departe. Și asta e. Dar în locuri se întâmplă lucrurile astea. Să știți, nu-i dracu chiar atât de negru și există destul progresism și în țara asta și în alte țări. Nu e chiar așa de, cum să spun, de 1984 peste tot. Da? Mă rog, alte întrebări dacă mai sunt. Nu mai sunt, mulțumim Ștefan. Dimineața și mulțumim ceva cu timpul. Salut, mulțumim foarte mult. Thank you.